Bucuria de a-i sluji lui Hristos. Cine seamănă mult, mult va secera. A doua Corinteni, capitolul 9 cu versetul 6. A lucra înseamnă a sluji și la aceasta am fost chemați cu toții. Oricine alege o viață de satisfacere de sine, îl dezonorează pe Dumnezeu. Frații și surorile mele, vă dați voi seama că, în fiecare an, mii și mii de suflete pierd în păcatele lor pentru că lumina adevărului nu a fost reflectată pe cărarea lor? Avem de făcut o mare lucrare în lume. Bărbații și femeile se vor converti nu prin darul limbilor și nici prin minuni, ci prin predicarea despre Hristos cel răstignit. Amânăm efortul de a face lumea mai bună? De ce să așteptăm să aibă loc ceva nemaipomenit sau să ni se ofere un aparat costisitor? Indiferent cât de umilă este situația voastră, indiferent cât de umilă este ocupația voastră, dacă veți lucra în armonie cu învățăturile Mântuitorului, El se va descoperi prin voi, iar influența voastră va atrage sufletele la El. El îi va onora pe cei smeriți și umili care caută cu sinceritate să-L servească. În tot ceea ce facem, fie că lucrăm într-un magazin, la o fermă sau într-un birou, trebuie să ne străduim să salvăm suflete. Trebuie să semănăm pretutindeni de-a lungul apelor, păstrându-ne sufletul în dragostea lui Dumnezeu, lucrând cât este ziua și întrebuițând mijloacele care ne-au fost încredințate pentru lucrarea Domnului. Tot ce găsește mâna noastră de făcut, să facem cu bucurie. Orice sacrificiu suntem chemați să facem, să-l facem cu bucurie. Când vom semăna pretutindeni de-a lungul apelor, vom înțelege adevărul cuvintelor: cine seamănă mult, mult va secera. Noi îi datorăm totul Harului, Harului suveran. Harul a făcut posibilă mântuirea noastră, refacerea noastră și adoptarea noastră ca moștenitori împreună cu Iisus Hristos. Harul acesta să fie descoperit și altora. Mântuitorul îi ia pe cei care știe că se vor lăsa modelați și folosește pentru slava numelui Său. El folosește materialul trecut cu vederea de alții și lucrează prin toți cei ce se vor preda Lui. Lui îi place să ia un material aparent fără utilitate pe cei pe care Satana i-a pervertit și prin care a lucrat și să-i facă ținta Harului Său. El se bucură nespus să îi elibereze de suferință și de mânia care se va abate asupra celor neascultători. El face din copiii Săi niște agenți prin care își împlinește lucrarea, iar ei își primesc răsplata prețioasă chiar în viața aceasta, prin succesul acestei lucrări. Dar putem oare asemăna această bucurie cu bucuria pe care o vor simți ei în marea zi a dezvăluirilor finale? Amin.